Noutăți editoriale la Pașcani. Chiar de Ziua Internațională a Copilului, scriitorul pășcănean Vasile Avrămiuc a prezentat două noi cărți ieșite de curând de sub tipar. Prima dintre ele se numește Leagănul copilăriei, o culegere cu 21 de poezii și ilustrații color adresate în special prichindeilor. Cea de-a doua, intitulată Caleidoscop prin țar, cuprinde o colecție de epigrame. Cărțile au fost tipărite cu sprijinul a două societăți din Pașcani, Avastar și Agrocomplex. M-am grăbit să scot pentru copii o surpriză, o cărticică care se cheamă Leagănul copilăriei, cu poezii pentru copii de la preșcolari până la clasa a patra, a cincea. Această cărturie este scoasă cu sprijinul Agrocomplex. Nu, este aceasta, este cu sprijinul domnului Vasile Pleșca de la Avastar Pașcan, iar cea de-a doua, un caleidoscop prin țar, un pamflet umoristic, de fapt pamfletul este și umor. M-am făcut un pleonas, de fapt. Aceasta este sponsorizată de către domnul Pantaze, Agrocomplex Pașcan. Cărțile cuprinde un grupaj de poezii din toate domeniile, în special în activitatea copiilor. M-am grăbit să o scot, pentru că, fiind Ziua Copilului, am dat unor prieteni să le dea copiilor, așa cum și dumneavoastră v-am adus una, și probabil, fiindcă timpul este scurt și azi deja este Ziua Copilului, mă voi orienta spre sfârșitul de an, la serbarea de sfârșit de an, la câțiva copii să le ofer premii din partea celor care m-au ajutat să scot cartea. Menționăm că autorul mai are tipărite încă 24 de volume de proză și epigram din 2005 și până în prezent. Vasile Avrămiuc a primit titlul de cetățean de onoare al municipiului Pașcani în anul 2006.